Astăzi am ajuns la munte, după cum vedeți, noi stăm aici în căsuța asta de aici din spatele meu. Peisajul foarte fain în spate, după cum vedeți, sunt și niște oameni și niște stânci. Pe aici o să facem noi un traseu. Glumesc, glumesc, stați liniștiți, suntem direct într-o cameră de hotel și începem vlogul în forță, direct de aici. Ce faci? Te-am prins. Ce mănânci acolo? Proteine, alea. Deci suntem în... Să le zic? Nu știu, mai lasă. Să... Vă mai las, hai să vă arăt prima dată camera de hotel și vă zic unde suntem. Oricum s-ar putea să se vadă din titlu, așa că știți deja. Imediat trebuie să plecăm, am ajuns la hotel. Și trebuie să plecăm, am fost până la Hofer, că avem un Hofer aici lângă noi, super fain, ne-am luat niște prostii. Ia uitați aici, nu vă mai arăt prea multe că sunt prostii astea. Și ceva cu proteine, alea. Hai să vă arăt aici cum arată. Deci, camera e micuță, dar ideea este că hotelul este chiar în centrul orașului și avem 15 minute de mers până în oraș, ceea ce este superb. Camera este micuță, cum ziceam, dar foarte decentă. Avem o baie. Aici este cabina de duș, nu știu cât se vede de bine. O ghiuvetă, un WC și o oglindă mare, nu trebuie nimic mai mult. Avem urgențele. Și aici un dulap mare, nici n-am apucat să văd ce este prin dulap aici, două dulăpioare mici și dita mai panou, dita mai tablou, fain, și un televizor aici LG, sperăm să-l pornim de seară să vedem ce se întâmplă. Și aici Luiza se uită pentru că avem urgența lângă noi, acolo este urgența, deci în cazul în care se întâmplă ceva, pa, 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 urgența Hai, bine. imediat la hotel. În ultimul timp și-au rupt picioarele la greu oamenii. Poftim. Nu prea este lumină în casa, în camera asta. Stai să dăm În puțin această drumul la... casă, că noi ne-am luat casă în Ne-am luat... Ljubljana, Ne-a... oameni buni. Ai zis unde suntem. Nu. Deci suntem în Slovenia. Bine v-am regăsit la un nou vlog din Slovenia, practic. Și teoretic. Și teoretic. Luiza e... Mi-e foame și E drăcită. pe mâncare, e puțin răcită, alea. Bun. Trebuie să plecăm imediat, dăm o tură mică de oraș, pentru că suntem obosiți, suntem plecați de azi dimineață. Am avut un drum lung, am plecat de 11 ore. la 11 ore, am plecat de la ora 6 și am ajuns la ora 5 aici. 6. 5 după masa, foarte fain. Și mergem, îmi place tabloul ăsta la nebunie. Mai ce bine o să visăm la noapte. Foarte fain. O să visăm că noi suntem acolo la o căsuță pe munte. Da. Deci camera decentă, cum vă ziceam, n-avem frigider, bineînțeles, pentru că na, este micuță, dar este ok. Acum am văzut că la oglinda de la baie sunt ceva LED-uri pe sub oglindă, foarte tare. A, fiți atenți ce mișto sunt astea pe sus, LED-urile astea. Deci după ce că avem LED-uri și la Mamă, nici nu baie, le-am văzut. mamă ce mișto îs! Iată, cred că seara se vede super fain. Da. Așa trebuie să ne facem și noi. Când o să avem casa noastră. Yay! Bun, cam atât din camera de hotel. Plecăm către oraș. Fiți atenți ce fain e holul. Plin de LED-uri. Super tare, uite. Ia uite ce fain e făcut. Super, super mișto. Avem și lift. Se poate merge și cu liftul. Deci super. Hotelul super. În centru. Lângă spital. Super fain. Lângă spital. Lângă spital, aici, lângă urgență. E totul ok. Deci, așadar și prin urmare am ieșit la o tură de Ljubljana. Suntem în Slovenia. Nu facem orașul acum ca lumea. Am ieșit doar așa în centru vechi, puțin. Și mergem și noi să ne plimbăm așa la chestiile foarte importante. Dar e tare fain pe aici, liniștit așa și... E liniștit. Am venit să simțim orașul. Da. Fain că este o străduță mare, spațioasă. Și ajungi repede. Și ajungi repede. Unde mergem acum? La în podul... centru vechi. Podul celor trei. Podul celor trei. Cele trei poduri, ceva de genul. Hotărăște-te! Nu știu. Știu.
Vă zic când știu. Vă zicem când știu, mamă, bate și soarele ăsta puțin și, și cald rău. Perete. Da, e foarte, foarte fain pe aici. Restaurante la greu. Uite, deja începe. Mâncare la greu. Începe să se vadă. Ceva. Ce se vede? Centru vechi. Centru vechi. Cred că biserica aia, catedrala. Uite. Care catedrala? Uite, tu nu vezi turnurile alea, măi, scumpul meu. Eu le văd. Bun. Deci, suntem în Ljubljana, în centru vechi. Se vede în spate. Se vede. Vedeți? Vă arată Luiza. Dați așa. Și în acest moment apeluatea, dați-vă la o parte. Și în acest moment suntem pe podul triplu. E un pod foarte cunoscut aici, în Ljubljana. Format din trei bucăți. Te lovește bicicleta. Pod triplu, trei bucăți, cred că toată lumea s-a prins, în fine, să trecem da, peste. Da, eu am zis la mișto. Așa. Ce făcut? Și am venit puțin doar să venim în centru vechi, să luăm așa vibe-ul orașului și să vă prezentăm și vouă puțin. Mâine avem alte planuri, facem altceva, dar o să vă spunem asta mâine. Mai revenim în Ljubljana cu un tur complet de-abia sâmbătă. De-abia sâmbătă. Dar ce voiam să zic, că nu mă lasă domnul Claudiu. Suntem pe podul triplu, un pod super celebru aici, pentru că este făcut și bărcile, auzi. Pentru că este făcut în stil venețian. A făcut prima dată un pod și apoi a zis: "Bă, nu e ok, mai fac unul" și l-a făcut în stil venețian. Lângă este cel mai vechi târg, de aici cea mai veche piață, piața de pește și o piață foarte modernă. Deci e foarte frumos. Uite, vedeți? Așa. Și acum noi mergem spre primărie. Mergem și până la primărie, puțin. Și sus e cetatea? Da, și în fața noastră avem și cetatea. Și cum se urcă acolo la cetate? La cetate se urcă printr-un funicular. Și costă bani? 6 euro dus întors. 6 euro dus întors. Dacă nu, pe jos, gratis. Faci și sport. Merge, ne băgăm. Da. Când și facem un vlogus șteanu. Și după aceea facem și niște poze faine, că e o lumină așa faină, cald și fain. Mini market ceva. Și prietenii noștri s-au dus să stea la ceva. Și ne-am zis că ne mai plimbăm puțin și după aia ne alăturăm și noi lor să mergem la o cafea, pentru că mă doare foarte tare capul și după cum am observat sunt și răcită, mai am urme de răceală din fosta excursie. Și mă doare mâna, nu știu cum Claudiu poate să țină această chestie. Dar nu e foarte multă lume, adică pentru ora cât e? 7 la ei. Nu e foarte multă lume pe centru. Doamne, ce mă doare mâna. De obicei când e cald e lume multă, dar aici nu. Am preluat eu, gata. Ai, ce doare. Nu se mai poate. Deci, acum mergem la primărie. Hai, ce primăria? Vezi că ai un laș aici. Alo, poliția. Aole, trebuie să închidem vlogul, nu știu cum să vă zic. Nu, că nu intru. Chiar nu distrusă de magazine. Du-te, puii mei. A scăpat. Să-mi dai cardul. Hai! Wow. Deci cardul mi s-a blocat instant. Uite primăria, hai să le arătăm primăria. Hai să vedem primăria. Uite, sunt mai interesată. Uite, de primărie, un, de exemplu. Un DM aici. Bă, dai, lași în față. Lasă, lași eu. Și o chestie care îmi place tare mult, oamenii ăștia chiar folosesc bicicleta aici. Da, greu. Deci, zici că ești în Amsterdam. Nu știu cum este în Amsterdam, dar zic și eu că așa de Luisa. E plin de biciclete aici. Deci chiar e plin de biciclete. Mă duc în Amsterdam. Deci acum încercăm să mergem înăuntru în primărie, să vedem dacă ne lasă. Dacă ne dau ăștia în șuturi afară. Pentru că eu sunt hashtag traveler, hashtag văd, hashtag vin. Dar vezi că tu n-ai voie aici, stai, ia uite, n-ai voie. Ce oameni. Aoleu, intrăm. Întuneric, vezi, nu?
Nu știu dacă ne trebuie bilet sau ceva. Nu voiai să vii. Vai și bă, uite ce mișto e aici, fiți atent. Mam, aici e orașul de sus? Bă, ce tare e. Dacă vă luați după Claudiu, asta aveți ajuns să nu vedeți nimic niciodată. Mamă, poate mă iau ăștia pe cea că filmez sau ceva. Nu faci. Uau, e fântâna tinereții, fiți atenți aici. Aici a venit Jack Sparrow. Mamă, hai că intrăm, mai ne băgăm pe aici. De-astea, uite-te, oala cucta, uite. Oala cucta. Cucta. Vreți să gătim? Cred că am greșit camera aici, trebuie să întoarcem. Bă, dar vezi cum sunt oamenii ăștia ziua de astăzi. Hai că vlogul ăsta o să fie un vlog tare fain, vezi râde ca lumea. Da, pentru că face mișto de mine constant. Nu, că iau cardul și mă duc la laș. Trebuie să închidem vlog. Trebuie să fug până în centru. Băi, deci orașul ăsta, spectacol. Prietene, calmea asta, că asta e o chestie nouă, uite-te. Pe oraș, n-am zis că e orașul Ljubljana, am zis că e un oraș. Ia, fii atentă, fii atent, ce tare e chestia. Stai să vă arăt. Ia, apasă, push the button. Mamă, ce mișto. Zici că am găsit acum mare descoperire, fii atent. O descoperim mie mi-a pus. Să stingem becurile. Fiți atenți cum le iau curentul la oamenii ăștia din clădirea asta. Nu era asta. Gata, le-am luat curent. E gata. S-a adus curentul. Asta e simbolul orașului. Nu se vede. Nu așa. Deci, simbolul orașului în Ljubljana, în Slovenia, este dragonul. În mod normal, podul acela, podul dragonului, o să vi-l arătăm noi sâmbătă. El este podul zmeilor, dar nu exista cuvântul dragon atunci. Și atunci, de asta nu știau să zică dragon și au zis invers. Și au zis zmeu. Deci e podul zmeilor, dar de fapt e podul dragonului. Da, deci se pare că am lămurit-o. Am ieșit din primărie. Deci mergem în Laș? Mergem și până în Laș. Hai să vedem măcar cum e pe acolo. Hai, dar o să-ți deci, placă mult. Cardul mi-e securizat, numai să vedem măcar cum e, știți? Hai, fii atent ce perspectivă faină, stai să vezi. Deci în primărie le-am stins lumina la ea, ați văzut, nu mai au niciun curent. Gata. Se produce marea pagubă. Ce faci, mă, te joci cu rățușca acolo? Vedeți aici o rățușcă. Am ieșit din Laș, suntem safe. Tot e ok. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Bă, dar e plin de restaurante pe aici. Unde mergi? Uite, aici e o librărie mare. Donat Tel, hai ce faine, sau are, nu e deschis. Mamă, deci am intrat în biserica asta de aici. Este catedrala lor. Sau catedrală, ce este? Super tare. Concert. Și la fix, că chiar este un concert aici, și crede. Uite ce intrare. Vreau să mă duc acolo. Deci intrarea în biserica asta e spectaculoasă. Hai să mergem pe lângă ăștia. Pe aici să vedem dacă reușim să intrăm și acolo. Oamenii se pregătesc de concert aici. Deci ei se duc în biserică acum acolo să au concert. Noi am intrat repede, am făcut niște poze, am filmat. Super tare. Foarte faină biserică. Catedrală ce este. Și acum mergem, ne întoarcem înapoi. Mișto biserică, așa e? Foarte fain. Eu cred că e catedrala lor. Sau catedrală, ce e, în fine. Ne interesăm și vă spunem oricum când facem turul complet. Așa, mergem înapoi în piață. Capcioa. Să ne punem și noi la o cafea, că ne doare capul și suntem super obosiți după drumul ăsta greu. Aici e piața cu pești, cred că, da. De care ziceai tu.
Aici e asta cea mai veche hală a lor. Da. Dar în centru e foarte frumos. Deci cea mai renumită chestie e bisericuța aia lor. Cred că aia e bisericuța Maria sau ceva de genul. Niște clădiri secesion. E chiar frumos. E fain. Și chiar multă liniște. Nu mă așteptam să fie așa liniște. Față de Zagreb, de exemplu, de croați. Deci la croați e haos. La ora 5, frate, cum scapă toți de la lucru, se duc și rup. Da. Dar e și distracția mare. Ia uite aici ar fi fain să venim să stăm la o cafea. Nu știu unde s-o fi pus. Ca să-i vedem. Aici, da, e fain localul. Mergem să căutăm să vedem unde s-au pus oamenii la cafea. Oamenii, prietenii, prietenii noștri, tot oamenii. Mă, să mai fac poză la o asta. Ușă. Vrei să ne dăm cu asta? Ia uite. Da, te poți da cu asta prin oraș. Nu știu cât costă. Vrei să te dau? Te dau. Uite ce ușă frumoase. Smile, fie pe tricoul meu. OOTD. OOTD. Dar unde se aude muzica asta? E un tip care cântă. Un tip? Pe stradă, da. Sau e la restaurant? Hai să facem un studiu de mișto, piață. Mișto oricum. Un studiu de gheață un sau de piață? De piață. Ah, înțeles. Și am revenit în centru, da, practic. Dar eu vreau de pe podul triplu să fac o poză. Am revenit pe podul triplu în centru, noi suntem în centru. Oare câte poduri avea podul triplu? Ne-am învârtit pe aici. Chiar nu pot să-mi dau seama. Câte altă ușă frumoasă. Mâine ce să facem? Hai să le zicem la oameni ce să facem mâine. Haideți aici să vă spun de aici. Hai de aici. Ia uite-te ce lumină. Spectacol. Și restaurantele astea pe mal aici, deci superb. Uite la un restaurant de ăsta dacă mergeam și noi să stăm. Uai, ce fain e ăla acolo. Deci mâine nu suntem în Ljubljana, în oraș. Mâine o să fim pe lângă și mergem la Peștera Postojna și castelul Prejmer sau Prejmer, ceva de genul. Și mergem în orașul Koper. Deci avem un circuit beton. O să vezi că e beton. Bine, rău. Hai să mergem. Bun, deci noi ne luăm la revedere pentru ziua de astăzi. Asta așa a fost ca un fel de început. Un fel de info. Info, introducere. Un vlog scurt de distracție așa, să ne distrăm puțin. Pentru că am ajuns în Slovenia. Dar de mâine începem. Un oraș, o țară nouă pentru noi. Exact. Și de mâine începem vizitatul. Astăzi pe relaxare doar și pe distracție. Da. Chiar fain centru. Deci chiar fain. Și atmosfera e foarte mișto. Și atmosfera e mișto. Oare mâine mai apucăm să venim pe aici? De seară, da. De seară? Da. Mai ieșim, că e mai fain. Ieșim, că e foarte fain. Super aproape de oraș. Și îmi plac mult restaurantele astea de pe mal, deci vrea super să mă scoată. Doar mă, că sunt ocupate. Vrea majoritatea să mă scoată. Deci n-am văzut niciun loc liber, majoritatea s-a ocupat. Bine, cam atâta pe astăzi. Mergem și noi la o cafea. Cu pici. Și ne revedem în vlogul următor. Numai bine.